Salut, bine ați venit la un nou video. Astăzi vom vedea dacă putem să reparăm această bormașină skill. Și asta este, cam mult spus bormașină, e mai mult o șurubelniță electrică autofiletantă. Cam așa arată. Bun, acum problema cu ea, probabil presupuneți și voi care e că nu-i mai ține bateria și nu mai are putere, adică o lași la încărcat câteva ore și după aceea ține doar câteva minute. Deci bateria e cam moartă și în acest video voi desface, voi vedea ce acumulatoare are și poate într-un video viitor voi comanda acumulatoare și voi schimba. Aici în capăt are o lanternă, aici ați văzut și mai devreme, se rotește așa, butonul de practic cu care înfiletezi sau desfiletezi, aici schimb sensul și are și o lanternă aici în față. Acum o voi desface, am văzut că are niște șuruburi în stea aici, o să folosesc șurubelnița asta. Am desfăcut toate șuruburile, acum văd că se depărtează plasticul ăsta. Și ăștia sunt, și sunt 4 bucăți, 1,2V, 800mAh. În principiu văd că sunt conectate pe direct, deci n-au vreun BMS board. Deci văd că se conectează toate într-un circuit și mai pleacă un fir galben care nu știu exact unde se duce. Se duce la LED-ul de încărcare sus. Deci roșu eu zic că e plus, negru e minus și văd că mai e firul ăla galben care presupun eu că indică cât de mult sunt încărcate ca să se stingă LED-ul de sus în momentul în care îl pui la încărcat și sunt, e încărcat. Bun, eu o să caut niște acumulatori și o să mă duc să cumpăr unii și o să ne vedem săptămâna viitoare când o să iau și o să-i schimb. Cam asta a fost cu clipul ăsta. Eu am fost Ștefan, voi ați fost pe canalul meu, ne revedem data viitoare, pa, pa.